De ce Alexei s-a trezit sâmbătă dimineața la ora 5:53? Și de ce la ora 6:32 e la gară? De ce? Pentru că Alexei a decis să ducă în orașul vântului sau vânturilor, în orașul plin de gangsteri și mafiozi. Deci asta am spus așa din entuziasmat, nu știu, dar spre spunem că așa și trebuie. Ai, da, eu am decis să mă duc într-o cea mai mare oraș din America, în Chicago. Așa că așteptăm autobuzul și let's go! My first American trip! Dimineața, Chicago! Am ajuns! E ora 9. Orașul abia se trezește, eu de-am să ieși și treaz. Da, în fine, eu mă bucur că am ajuns în sfârșit în orașul ăsta. Înțeleg de ce el se numește orașul vântului. Oare de ce? Dar încă el se numește The City of Big Shoulders. Și... mai că câteva denumiri strani la care n-am înțeles legătura. În fine. Primul lucru astăzi să beau o cafea și după asta să încep să explorez orașul. Eca. Și eu cred că eu azi trebuie să uit de per aranjat. Da, eu am ajuns la Trump Tower, ia câte-alui. Și încă eu nu sigur, dar eu am văzut poză cu clădirile astea rotunde. Astea sunt clădirile orașului. În clădirile respective sunt și este și cinema, și apartamente, și oficii, și sală de forță, parcare și parcare pentru iahte. Oh, oh, my way. Oh, oh, but I can't get back, I can't get back to you. I can't get back, I can't get back to you. Prima oră în Chicago. Breakfast. E dimineață, așa că trebuie de mâncat. Micul dejun în cea mai americană tradiție, cu pancakes, cu maple syrup și cu bacon. Bineînțeles, cum fără asta. Ne integrăm în cultura americană. Cafea, bine. Nu? Și este ca Yin cu Yang, ca Gansel cu Gretel ăsta. Ca Bonnie și Clyde, cum oamenii spun. Deși niciodată n-am înțeles istoria lor, dar bine. Așa e dimineața americană, în Chicago, la mine. Foarte mult zgârie în nori și mine asta mă impresionează, mie asta îmi place. Eu toți prietenii mei știu că mie îmi place arhitectura respectivă. Mie îmi place să fiu înconjurat de clădiri înalte, de obiecte de artă și asta e și este. E un râu imens, foarte frumos, care de St. Patrick's Day e colorat în verde. Dar el se așa arată destul de verzui, așa că pot spun că la mine asta e St. Patrick's Day. Mai ales dacă este vreo câteva ore să beau o bere, precis o să fie. Încă și interesant că râul Chicago e, mi se pare că unicul râu din lume care curge în direcția opusă. Spre exemplu, dacă el trebuie să curgă de la nord la sud, el curge de la sud la nord. Asta ca el să se revarse în lacul Michigan, să se reverse în Mississippi. Da, în Mississippi. Așa că asta e ceva foarte interesant. Și încă eu încerc să caut o clădire care e construită în 1885 și de fapt primul zgârie nori din toată lumea. Și el a fost construit pentru o companie de asigurări. Și eu încerc să-l caut și nu-l găsesc. Și încă eu și caut, este unica biserică zgârie nori din lume, care teoretic e o zgârie nori.
de sus are cupola sau, nu știu, elementele atribuite bisericii. Eu cred că asta tot interesant de văzut, așa că eu încerc să caut. Vedeam? Găsim? Nu găsim? Da? Până când continuam să ne bucurăm de cafea, de dimineață, de oameni. Am ajuns la Navy Pier. Și asta eu încă nu pot spun, dar e un must în Chicago. Și încă e interesant cum e fac aici marketing. Spre exemplu, pe Amazon apare un serial nou sau film Carnival Row și au făcut așa instalații interactive în care tu abiași, apare lumina, ei au saltele, cuzine și altceva și mai avem noi. Oh, mă, și-mi plac ni chestiile astea și dacă și se întâmplă dacă apăsăm. Ah, ciripesc, ok. Oh, așa cred că arătau oamenii din Chicago înainte de dinozauri. Eva! Oi, dar cred că Chicago nu era înainte dinosauri. Americanii pot face show și pot să vândă asta tot, să știu. Uite, m-am făcut 11.000 de pași în 2 ore și asta e numai începutul. Asta e clădirea, oficiul principal a postului TV NBC. Și am aflat eu despre NBC, e primul post TV care a translat în direct dezbaterile politice între doi potențiali viitori președinți. Eu nu știu anume cine din președinți au fost la dezbaterile respective, dar it's a fact. Am aflat. Dezbaterile politice au fost între Richard Nixon și John Kennedy. Iacă, așa și știți. Eu am ajuns la Millennium Park, fără să știu. Eu sunt norocos. Eu am nimerit la Chicago Jazz Festival. Chicago Jazz Festival. Ediția numărul 41 și are loc de pe 23 august până în 3 septembrie. Eu sunt pe 31 august. Am nimerit, perfect timing și, sincer, parcul nu m-am așteptat să fie așa de imens. Nu, dar de fapt aici tot e imens în America, așa că... Deși eu mă mir. La ora 3 aici o să fie un concert. Și aici, în parcul Millennial, unde se organizează festivalul de jazz, e cartea de vizită pentru Chicago, și anume The Bean, care de fapt se numește Cloud Gate, dar locuitorii o numit-o The Bean pentru că are forma unei fasole, se observă. Și e interesant că ei făcut în California. Și întrucât voi vedeți acolo sunt foarte mulți oameni care pe timpul o ating, cum e murdare, e foarte murdară și în fiecare zi, de câteva ori, e curățată, sunt servitori speciali, dar 2 ori pe an e spălată cu 40 de kg de Tide.
greutatea la frumusețea asta e de 110 tone. E ca așa? Hai să vedem mai pe aproape. Eu nu cred că eu o să am cea mai frumoasă priveliște. E foarte complicat să ajungi. Wow, și mulți oameni! E că acolo asta-s eu.